Iisus ne-a poruncit în Evanghelia după Matei 5:44: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Pe măsură ce persecuția crește în Iran, mulți păstori sunt fugari pentru a supraviețui. Păstorii primesc adesea amenințări cu moartea dacă nu se vor lepăda de Hristos. Rugați-vă pentru siguranța creștinilor din Iran. Legea blasfemiei din Pakistan condamnă blasfemia împotriva oricărei religii, dar este aplicată doar în cazul islamului. Musulmanii folosesc adesea această lege a blasfemiei pentru a închide sau pentru a amenința creștinii. Rugați-vă pentru conducerea pakistaneză și modificările legilor privind blasfemia. În Columbia, mulți din gherilile FARC nu au auzit Evanghelia. Creștinii își riscă viața pentru a răspândi Evanghelia în zonele controlate de aceste gherile. Roagă-te pentru ca gherilele FARC să audă și să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. Opresivă, comunistă, izolata țara Coreei de Nord este una dintre cele mai mari persecutorii a creștinilor în lume. Adresați-vă lui Dumnezeu să protejeze creștinii din Coreea de Nord și în același timp să le dea putere de a îndura persecuția. În mijlocul revoltelor de proteste și violență, creștinii egipteni au încă drepturi limitate să se închine. Ei sunt amenințați, iar bisericile sunt adesea distruse. Rugați-vă pentru protecția lui Dumnezeu pentru creștinii egipteni. Cel puțin 30 de biserici în Indonezia au fost arse sau închise în 2011. Păstorii s-au confruntat cu arestări și acuzații false. Rugați-vă ca bisericile din Indonezia să rămână puternice, în ciuda acestei persecuții în curs de desfășurare. Asia Bibi, soție și mamă, se află în închisoare, condamnată la moarte pentru blasfemie împotriva profetului Mohamed. Ea a făcut apel împotriva verdictului. Rugați-vă pentru Bibi și pentru familia ei. În luna ianuarie 2010, Imran Ghafur Mashih a fost condamnat la închisoare pe viață și amendat cu 100.000 de rupii, mai mult de 1.000 de dolari, fiind acuzat că ar fi ars pagini din Coran. Rugați-vă pentru Imran, care a declarat că utilizează timpul în închisoare pentru a studia cuvântul lui Dumnezeu. În Iran, Yosef Nadarkhani, păstorul unei biserici de circa 400 de membri, majoritatea convertiți de la islam, a fost condamnat la moarte pentru convertire la creștinism în septembrie 2010. În urma rugăciunilor și a presiunilor diplomatice, chiar secretarul de stat a Statelor Unite, Hillary Clinton, a reacționat, cazul lui a fost amânat și transmis liderului suprem, Ayatollahul Ali Khamenei. Să ne rugăm pentru o sentință favorabilă. Vocea Martirilor, prin intermediul programului Biblii Descătușate, continuă să trimită Biblii pentru creștinii care au nevoie de ele. Rugați-vă lui Dumnezeu să le vorbească fraților și surorilor care primesc aceste Biblii și să îi împuternicească pentru slujire.